Domnul prim-ministru, doamna vicepreședinte a Senatului, domnilor ministri, doamnelor și domnilor senatori și deputați, înaintea asistenția voastră, excelențe, dragi marinari, doamnelor, domnilor, mă bucur că suntem iar împreună pentru a celebra această mare sărbătoare, Ziua Marinei Române. 15 august vă este dedicată dumneavoastră, celor care v-ați plătit o carieră în slujba Marinei Militare și Civile. Vă salut cu multă căldură și vă urez la mulți ani, dragi marinari! În această zi deosebită, aprecierea și recunoștința noastră se îndreaptă către dumneavoastră, cei care purtați cu demnitate și curaj drapelul tricolor pe mările și oceanele lumii. Tenacitatea, înzenia, rezistența și spiritul de sacrificiu de care dați dovadă fac din profesia de marinar una deopotrivă onorabilă și dificilă. A fi marinar este mai mult decât o meserie. Este un stil de viață care presupune multe sacrificii, dar și nenumărate satisfacții și împliniri. În aceste momente aniversare, vă îndemn să aducem un omagiu eroilor mărilor și oceanelor care și-au dedicat viața apărării României și s-au jertfit sub pavilionul național. Doamnelor și domnilor, ne aflăm pe țărmul Mării Negre, la numai câteva sute de kilometri distanță de războiul nedrept și brutal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Un conflict armat pe care mulți nu-l mai credeau posibil în Europa vremurilor noastre. În ultimii ani, am acționat constant și decisiv pentru ca regiunea Mării Negre să fie recunoscută drept una de interes major pentru comunitatea euroatlantică, pe măsura importanței sale geostrategice de formare a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene. Iată că Marea Neagră este considerată astăzi o zonă de interes strategic pentru securitatea euroatlantică, așa cum am afirmat răstricat, împreună cu ceilalți aliați în conceptul strategic al NATO, pe care l-am aprobat la summitul istoric recent desfășurat la Madrid. O demonstrează nu numai vizibilitatea fără precedent a întregii regiuni în care ne aflăm, ci și prezența celor peste 5.000 de militari aliați în România. În câteva luni, țara noastră a devenit un simbol al unității, solidarității și coeziunii care caracterizează Alianța Nord-Atlantică. Prin activitățile comune desfășurate de militarii români și aliați aici, la Marea Neagră, sub comanda NATO, transpunem în practică angajamentul nostru ferm de a ne apăra reciproc și de a apăra împreună valorile democratice care ne unesc. Profit de această ocazie pentru a sublinia din nou aprecierea României pentru prezența în țara noastră a militarilor din Statele Unite ale Americii, Franța, Polonia, Bulgaria, Belgia, Italia, Marea Britanie, Germania și țările de jos. Găzduim așadar o paletă largă de structuri ale Alianței, de la Unitatea pentru Integrarea Forțelor Aliate și Grupul de Luptă NATO, recent înființat, având Franța ca neafun de cadru, la Brigada Multinațională de la Craiova și Comandamentele Multinaționale de nivel divizie și corp de la București și Sibiu. Punem o mărturie aici. Vom pune în practică deciziile adoptate la Madrid, și împreună cu aliații și partenerii noștri vom consolida postura NATO de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre pe termen lung, în condițiile în care Rusia a fost definită la summitul de la Madrid drept principala amenințare la adresa securității euroatlantice. Doamnelor
Sudul prelatător, România beneficiază astăzi de cele mai solide garanții de securitate din istoria sa. Țara noastră va continua să-și îndeplinească cu responsabilitate rolul de pilon de stabilitate regională și rămânem ferm și de plin implicați în realizarea angajamentelor asumate în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Astăzi, mai mult decât oricând în ultimele decenii, este necesar un nivel superior de ambiție, inclusiv în domeniul apărării, pentru a face față provocărilor multiple în actualul context extrem de complicat. De aceea, începând cu anul 2023, vom face un efort în plus pentru a crește alocarea bugetară pentru apărare de la 2% din PIB, cât este în prezent, la 2,5%. Vom utiliza aceste fonduri pentru a accelera înzestrarea și modernizarea armatei României, inclusiv a forțelor navale, și pentru a crește nivelul de pregătire a militarilor noștri, astfel încât să dispunem de o structură de forță interoperabilă cu cele aliate și mai eficientă, capabilă să asigure apărarea națională și să contribuie la apărarea colectivă împreună cu aliații noștri din NATO. Nu în ultimul rând, vom continua să acționăm unitar și coordonat în cadrul Uniunii Europene pentru a gestiona efectele multiple și profunde ale războiului din Ucraina, pe care le resimțim cu toții în viața de zi cu zi, inclusiv în plan energetic și economic. Dragi marinari, forțele navale contribuie semnificativ la securitatea națională, regională și cea euroatlantică. Prin misiunile dificile pe care le desfășurați alături de aliații și partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană, faceți ca apele teritoriale ale României, dar și mările lumii, să fie mai sigure. Sunteți expresia profesionalismului și a văruirii. Și vă mulțumim pentru sacrificiile pe care le faceți pentru ca noi toți să trăim în siguranță. Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei României, să vă aibă în bază și în ocrotire. La mulți ani și bun cart înainte!